Consilierii locali roșioreni au fost convocați astăzi într-o ședință extraordinară pentru adoptarea unor hotărâri ce vizează două proiecte cu finanțare nerambursabilă. Este vorba despre un proiect pe sănătate cu finanțare prin PNRR pentru achiziționarea de echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale la Spitalul Caritas. Al doilea punct de pe ordinea de zi se referă la modificarea unei hotărâri adoptate anterior pentru un proiect depus la care s-au cerut clarificări. Edilul municipiului le-a explicat consilierilor care era urgența adoptării acestor două hotărâri. Cele două hotărâri au fost adoptate cu unanimitate de voturi. La ședința de astăzi au fost prezenți în sală 16 consilieri, 2 au participat online, iar un consilier local a lipsit.